slăvit să fie Domnul. Amin. Aș vrea să ne ridicăm, să citim câteva versete. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Și mai citesc un verset. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Amin. Amin. Vă rugăm să ne ocupați locul. Mulțumim Domnul că suntem împreună. Prețuim mai mult ușa aceea deschisă, că am avut o vreme când ni s-au închis. Și parcă ne mai tragă pașa de când la vecinii noștri război. Și ne rugăm Domnului și rog pe Domnul să lasă pacea în România. Amin. Ultima dată când am fost la dumneavoastră, tot la botezul am fost. Că Apostolul Pavel, probabil în Evrei 6, spune învățătura despre botezul. Că este botez în apă, botez cu Duhul Sfânt și botez cu foc. Ultima dată a fost la o stăruință și Domnul o botezat cu Duhul Sfânt câteva suflete. Astăzi suntem la un botez în apă și mulțumim Domnului pentru sărbătoarea asta la care sunt și eu parte. Spunea fratele Emil ceva despre mine, dar nu-i problema asta. Seară, la ora 9, eram într-un sat lângă Beclean. La ora 12:30 azi noapte puneam în rânduială niște acte la comunitate. La ora 5 m-am trezit, la 6 am plecat de acasă, că mi s-a spus că e drumul tare greu, că ninge și e greu. Și apropiindu-mă de ea și mi-era așa de somn, soția m-a sunat de câteva ori și mă întreba: măi, ți-i somn? Mi-i somn. Tare, tare. Vezi să n-adorm. Încerc. Dar mi-am propus ceva, fiindcă am plecat mult mai devreme de acasă, ajung la adunare, trag aici în curte și am să dorm o jumătate de oră când s-a obișnuit. Dar Domnul a lucrat altfel. O jumătate de oră mai mult am căutat adunarea și cam o jumătate de oră am căutat loc de parcare, după ce am găsit adunarea. Și starea care mi s-a creat o îndepărtat toată oboseala. Mi-a sărit somnul căutând parcare. Și acum suntem buni de slujire. Doamne ajută în asta. Felicit întâi pe cei care, frați, surori, care azi încheie botezul cu Domnul. Toate actele de cult au două părți distincte. Una e simbolică și una e practică. La spălarea picioarelor, noi obișnuim, facem spălarea picioarelor, acolo e un simbol. Un simbol al umilinței, al acceptării, al curățirii. Dar noi chiar luăm ligheanul și prosopul și ne spălăm picioarele. La cina Domnului e un simbol și ăsta. Că Domnul când spunea: mâncați trupul meu, El era în viață. Nu era mort când spunea: mâncați trupul meu. Dar noi chiar luăm o pâine și din rodul vieții și facem și partea practică. Botezul e un simbol. Pentru cei neavizați, îndată o să vadă cum frații ăștia doi o să ia candidații și îi cufundă în apă. Îi cufundă și îi ridică înapoi din apă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei au murit împreună cu Hristos, trecutul lor, păcatele lor, viața lor de dinainte, o rămas acolo în apă. Și când ne-au ridicat frații în picioare, ei au înviat la o viață nouă. Doamne ajută în aceasta. Deci ăsta e simbolul, dar noi facem și, efectiv. Acum, eu n-am să predic foarte mult. La noi, cred că anul trecut a murit un frate, un presbiter, tată la 11 copii, unul căsătorit, 10 acasă. Un om de mare valoare. Și în prima seară de privești a fost corul cu Bovina, vreo 100 și ceva de cântăreți, și au fost vreo 10 păstori. Și noi ne gândeam cum să gânduim. Că nu se suprivă unul, că nu l-ai pus. Și am pus un frate în deschidere și fratele a spus: măi, fraților, Pavel, când a ajuns la Milet, o chemat prezbitele din Efes și printre altele le-a spus așa: știți că nu m-am ferit să vă spun tot ce era de folos. Îi rog pe frații care predică după mine să nu spună tot ce știu. Să spună numai ce de folos în seara asta. Eu acum încerc să spun câteva gânduri care ar fi de folos celor care mă ascultă. Botezul în apă, trecerea asta prin apă, apa e un hotar. Apa este un hotar, e un martor. Spune 1 Ioan 5 cu 7 că trei mărturisesc în cer. Tatăl, cuvântul, trei mărturisesc pe pământ. Apa, sângele și Duhul. Deci apa e un martor. La procesele astea care se fac în domeniul justiției, sunt chemați martori. Eu așa mi-am imaginat că spune Ioan că apa e un martor. În ziua judecății, Domnul va chema și martorul ăsta. Va chema apa să depună garanție. Da? A fost botezat. Apa e un hotar. Desparte trecutul, un trecut, eu nu vă cunosc. Nu știu cine sunteți. Știu numai că nu este om viu fără prihană, spunea odată un om, înaintea lui Dumnezeu. De viitor. Biblia vorbește de lumea veche. Dacă n-a cruțat el lumea veche, ce a scăpat un mic număr de oameni, și anume 8, o scăpat numai 9, Set, Ham și Iafet cu nevestele. Era o lume veche, o lume păcătoasă. O lume condamnată să moară. Genesa 6 cu 5. Dar Dumnezeu a părut rău că a făcut pe om, că întocmirea gândului era numai la rău îndreptată. Și Dumnezeu a spus, șterg oameni pe fața pământului. Și o hotărât să nimicească printr-un potop de apă. Noi, ca și biserică, societate, ne aflăm între două judecăți mari ale lui Dumnezeu. O judecată numită potopul cu ape, care a trecut. Și o judecată potopul cu foc, care va veni. Scriptura ne arată că de la potopul de apă a scăpat cineva. Înseamnă că și de la potopul cu foc care va veni, se poate scăpa. Și-o scăpat noi. Apa aceea, potopul ăla, o despărțit în lumea veche de lumea de acum. Că dacă n-a cruțat el lumea veche, Pavel spunea lui Timotei, în 2 Timotei, că dima din dragostea pentru lumea de acum. Apa aceea o despărțit două lumi. Și noi o trecut prin apă, cu familia, cu corabia și o scăpat cu viața. Evreii erau robi în Gosen. Și Dumnezeu a vrut să-i scape de robie. Și atunci a plecat de Ramse, s-a întâmplat la Sucot, de la Sucot la Etam, de la Etam, dacă ne uităm pe hartă, Dumnezeu i-a înturnat înapoi. La Pihahirot, față în față cu Baal-Țefon lângă mare. Că în mintea lui Dumnezeu s-a născut ideea botezului. Și 1 Corinteni 10, 4 spune, toți au fost botezați în mare, pentru Moise. Trecerea lor prin Marea Roșie era botezul națiunii. Ne gândim la Apostolul Pavel, la trecutul lui. Știți cine era Apostolul Pavel? Și vine Anania și spune, și acum ce se vorbește? Scoală-te, primește botezul și fii iertat de păcatele tale. Și Pavel a avut un moment când a trecut prin apa botezului. Și famenul etiopian a avut. Venit de departe la Ierusalim, îl întreabă Filip, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi, se poate. Cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și famenul a trecut prin apă. Și apa asta a despărțit două stări, de fapt. Un trecut păcătos, iertat de Dumnezeu și un viitor binecuvântat. Nu intrăm în detalii în privința aceasta. Dar apa de azi va fi martoră. Voi treceți prin apă, intrați prin apă, rămâne omul vechi acolo și în viață, la o viață nouă împreună cu Hristos. Domnul să vă binecuvânteze! Numai că botezul în apă trebuie precedat, adică înaintea lui trebuie să fie câteva lucruri. Că noi nu botezăm pe orice om. Nu. Noi botezăm numai oameni care împlinesc condiții. Predică Petru în ziua 50-imii, Fapte 2:37. Cei care au primit propovăduirea lor au rămas prepunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți: Fraților, ce se face? Și Petru le spune: Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat înspre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Înaintea botezului, aici e pusă pocăința. Noi nu botezăm decât oameni pocăiți. Voi sunteți pocăiți? Încă nu? Ar trebui să fiți? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare să fie botezat. Doamne, dă-le lor pocăință și dă-le și nouă. De fapt, ce înseamnă pocăință? Vreau știți mai mult, ca mine, ei sunt mulți studenți cu teologie. În Vechiul Testament, când apare expresia pocăință, evreii trebuiau să facă ceva. Când spuneam, măi, pocăiți-vă, evreii știau ce au de făcut. În Noul Testament, când apare expresia de pocăință, e de fapt o hotărâre, Roman 12:2, bănuiți mintea voastră, o hotărâre lăuntrică. Astea două versete puse la un loc înseamnă că pocăința e o hotărâre interioară puternică transpusă în practică. Că unii spun, care umblă necuvincios, care pocăința îi în inimă. Nu, trebuie să se vadă. Psalmul 23, paharul meu e plin de dă peste el, că eu sunt plin de pocăință, în afară de pocăință. Da? Dar dacă eu sunt plin de alte lucruri, în afară de altceva. Odată un pocăit o scos o vorbă din vorbă. Și o să mă vă, frate, am scăpat. De unde era înainte de a scăpa? Deci era în tine, da? Dar noi trebuie să fim pocăiți și pe dinăuntru, Doamne ajută-ne! Dar trebuie hotărârea asta interioară luată. Avem pilda fiului risipitor. El a risipit averea, știți cum? A ajuns muritor de foame. La un moment dat, Luca 15, și o zis în firea lui: atât țargața ai tatălui meu, iau o berșug de pâine și eu mă voi spuna, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să fiu un fiul tău, primește-mă ca pe unul din argați. Următorul verset. Și chiar în ceasul acela s-a sculat și o plecat la tatăl. Dar dacă se hotără, dar rămâne tot porcat mai departe. Era bine? Nu era bine. Pentru că hotărârea asta care o luăm, trebuie să o punem în practică. Doamne ajută-ne la asta! Amin. Chemarea la pocăință e inițiativa lui Dumnezeu. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-i atras de Tatăl. Ioan 6:44, da? Dar eu vreau să spun că Dumnezeu e drept și Dumnezeu cheamă pe toți la pocăință. Isaia, toate popoarele chemate. Răspunsul nostru e diferit. Chemarea lui Dumnezeu la mântuire e pentru toți oamenii, dar nu toți oamenii răspund la fel. S-ar putea pe unul să-l cheme Domnul la pocăință, s-ar putea, nu știu, prin predica mea, prin cântarea lor, prin ceea ce vedeți, prin slujba, te cheamă Domnul la pocăință. Tu ce ai să faci? Spunea un filozof, nu știu ce e, că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Am vrut să mă pocăiesc. Da, nu mă mai pocăiesc. Am vrut să ajut un bolnav, să-l vizitez. Nu mă mai vrut. Am vrut să-i obotez. N-am mai avut timp. Eu am câteva întâmplări care m-au marcat. Una vă spun acum. Că nu pot să vă spun ce nu știu. Vă spun ce știu. Mama mai avea o soră. Mama o cheamă Milodora. Mai multe. Sora ei, mătușa Feruța. S-a pocăit. Băiet, văr drept cu mine. S-a pocăit. Un gheșu, nu. Școală de ofițeri, făcut la Berlin, a făcut lagul, a prins acolo, era tânăr ofițer. Mătușa îi spunea, măi, el trebuie să te pocăiești. Știu Firuții, mă pocăiesc, pocăința e bună. Tata lui s-a pocăit, bătrânul. Trebuie să mă pocăiesc. Azi trebuie, mâine trebuie, poi mâine trebuie. Eu am fost o vreme mecanic locomotivă. Dacă am derajat pe cineva fluierând pe aici, în gară, pe Nicolina, eu sunt unul de celălalt. Eram cu trenul în ajut, mă sună mama, Dragoș, unde ești? Să ne ajut? Eu vii acasă. Pe mâine s-ar putea să ajung, că aștept un tren. Măi, un chești, el vrea să iei botezul tale islam, să teme să nu moară nebotezat. pune la un cheșu, dacă dă Dumnezeu, mâine merg la el, stau de vorbă să-l văd și îi botez dacă e botezat. Un cheșu e un bărbat voinic, așa, la 80 ceva de ani. Îmi spunea mătușa, azi frământam, patru-n frământam. Măi, eu n-am luat boteză. Tot am amânat și n-am luat boteză. S-a ridicat din pat, a făcut câteva pași, a căzut în jos. Mătușa era firavă, așa, o chemat doi vecini, au luat, băi, stai aici cu vine nepotul tu mâine și te botează. El îl spunea, vreau botezat, vreau botezat. O mai stat, nu știu cât, o bucată în pat, s-a ridicat iară, eu mă duc la Dragoș să mă botez, eu nu mai am când stat. Au făcut doi pași, a căzut jos și a murit. Îmi spune, maică-mea, Dragoș, stai liniștit, un chești, a murit. Eu m-am supărat. Și m-am rugat, așa, cu mintea mea, m-am rugat, Doamne Iisuse, dacă l-ai așteptat 84 de ani, cred că avea peste 80, ce nu l-ai mai așteptat o noapte? Dar eu nu-s noroc. Am fost un glas care mi-a spus, dar dacă l-am așteptat 80 de ani, eu nu am avut timp să boteze. Eu am o predic urâtând și nu o predic. Că nu-mi place mie. Când au vrut să iese evreii din Egipt, Domnul a trimis niște plăci, niște urgii. Una din ele se cheamă broaștele. Și explicam eu acolo că o femeie gospodină, delicată, curată, pune făină, pune apă, pune sare, începe să frământe și când frământa așa, facă mâncare, sară broască. Asta scrie în Biblie, nu imaginați-vă. Sară broască. Voi mai mâncați? Să culc un egiptean de ăla, poate era un capitan la templu ceva, o piernă brodată, apretată, se culcă și când pune capul piernă, sară broască. Asta scrie în Biblie, nu imaginația mea. Cum dormiți? Măi, broaște este o ajuns o urăciune în Egipt. Și-o mers Moise la faraon și-o spune, măi, faraon, când să mă rog să plece broaștele astea? Și stă faraon să gândească, măi, și un predicator, n-am ascultat predica, mi-a auzit numai titlul numit, încă o noapte cu broaște. Cei care nu vă pocăiți azi, ce mai vreți să faceți la noapte? De ce amânați mâinii? La noi în sat, trei fete au venit de la bord, au fost la bar, unde au fost ele, hai tu la pocăiți să vedem cum. Au intrat așa, le-au plăcut, au rămas în adunare. S-au botezat toate trei. Una din ele era din neam mai chiar bun. Gospodar, s-a măritat, are 10 copii, în adunare. Acum când făceam evangelizare, el chema pe tasă, tata, bine, noi chemam, băzi Gheorghiță, avem evangelizare, dacă vrei, hai, că Aneta e pocăită, da, vine la adunare, măi, eu plăcut și lui. O început să vină la adunare și când n-avem evangelizare. De vreo două ori am văzut duminică dimineața. Mi-am făcut curaj și l-am abordat, l-am întrebat Gheorghiță, dacă este pocăită, știuți? La mine au început să pocăiască, el îmi spune, băi băieți, tu mă cunoști mine. Toată viața am botezat și am cununat. Mai am un ficior, la vara are nuntă, e logolit, la vara are nuntă pusă. Uite la mine, că eu sunt om de cuvânt. În momentul când ne-am făcut nuntă la ficior, a doua duminică vin și cu voi rămân la pocăiță. Asta era la sfârșitul ieri. În prima vară îl durea într-o parte, el suspect de o apendicită, nu știu ce. S-a dus la spitalul. Și e operație ușoară, nu știu, eu nu cunosc. Și l-au dus acasă mort. Și nu mai a făcut nuntă la ficior și nu mai putea nici să iei boteză. Domnul ne cheamă, înainte de botez, trebuie pocăință. Și Domnul ne cheamă astăzi la pocăință. Ne pocăim? Sau mai amânăm? În Austria, eu aveam un băiet prieten de-al meu, aproape de seamă cu mine, din familie de credincioși. Dar el nu a luat botezul, o luat o fată din lume. Aceea i-au fugit după dânsul, s-au curunat și fata aceea din lume a ajuns în Austria s-au pocăit. Copiii pocăiți. Și acum una din fetele lui, una cată, că am fost la nuntă, eu spun numai ce știu, lua botezul. Primarul apei era 11 candidați. Când a venit vremea lui Cate să iei botezul, s-a ridicat și nu s-a dus spre apă. S-a dus la tatăl său. Florin îl cheamă. Tatăl său. Patron nu era păcătos, Nu era un om imoral, crescut în familie de pocăiți, dar rușine, mă pocăiesc, am prieteni, am firă, mamă. I-ați făcut loc cap trasul de gând. Tare Filipul nostru, prieteni, am fost la nuntă, am fost. Și-a spus, tata, tu ce faci? Mama e pocăită. Uite la noi copiii, toți suntem pocăiți. Eu nu intru în apă fără tine, să știu. Dorin o da ceasul jos, cu tacul stăpul jos, școala o botez. După el o mai luat încă 11, așa civil, botez. Și de 11 l-au făcut 22 sau 23 la un botez. Eu am citit un cuvânt aici și eu închei predica. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul, ca să fii iertat de păcatele tale. Înainte de botez trebuie pocăință, Marcu 16 cu 16. Cine crede și se botează va fi mântuit. Voi credeți, vă dea Domnul credința. Amin. 1 Ioan 3,21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu e o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a intra în apa botezului, trebuie să-ți faci rost de un cuget curat. Noi botezăm oameni care se pocăiesc, oameni care cred și oameni care au un cuget curat. Sunt metode de curățire a cugetului. Dumnezeu, pentru că noi avem un cuget, cum îl avem? Veniți din lume, unul, veniți, chiar din familie de pocăiți. Cugetul e așa cum nu întotdeauna curat. Dumnezeu a lăsat metode prin care putem să ne curățim cugetul. Și mulțumim Domnului pentru asta. Amin. Noi tratăm botezul ca o sărbătoare, trebuie că le-i dat în flori, nu știu, bănuiesc, sau biblii, certificat de botez. În lumea spirituală, în lumea duhurilor, cerul e în sărbătoare, dar duhurile sunt tare năcășite. Dacă mergem și cu asta, spun aminte, mergem în Egipt când au ieșit evreii de acolo, când au ajuns în fața mării. Inițiativa a avut Dumnezeu. Paștele, toiacul, coca, încălțămintea și noaptea aceea a izbăvirii. De ce i-a dus Dumnezeu roată la Pina Hitirot acolo? Și în față vedem valurile mării, în spate faraon cu oastea lui. Eu am tratat evenimentul de atunci ca o confruntare demonică, dacă vreți. Dumnezeu a vrut să-i treacă prin mare. Dar faraon nu-i lăsa. Faraon îi urmărea că avea nevoie de rob. Așa cum diavolul are nevoie de rob. Ai păcat. Eu vreau ca Domnul azi să vă elibereze pe deplin pe voi. Am cunoscut cazul om bărbat care o ascuns că nu se putea lăsa de fumat. Venea la adunare, s-o hotărâi la botez și fugea în fundul grădinii și trăgea câte o sferă de țigară. Și în momentul când a intrat în apa botezului, câte 4.000 acolo au rămas. O ieșit un om nou și Dumnezeu l-a binecuvântat. Să ne ierte Domnul pe toți, să ne dea biruință, să scăpăm. Și văd acolo, dar nu mai întreb, au evrei, Dumnezeu o acțiune. Inițiază botezul, vine faraon de urmă, ajung la mare, vine faraon și spune, s-au rătăcit, înghite pustia. Vărul ăsta meu de care vă spuneam, băiatul Luncheșu, el nu a făcut armată că nu a apucat. Avea cred că 1,90 m, voinic, nu a apucat că el a făcut numai pușcărie. Venea, pleca, intra în crâșmă și spunea ieșit afară tăți. Tății și afară că a intrat eu în crâșmă. Așa era vărul meu drept. Într-o zi, a intrat în apa botezului odată cu mine. Era mai mult candidat. Și duminică venea cu Biblia, am îmbrăcat la costum, Biblia în mână, duminică după amiază merge la adunare. În fața, în centrul satului, în fața crâșmii, ăștia au auzit că Ion Buduroghi s-a pocăit. Și au ieșit tăți în ușa restaurantului și Ion trecea. Și un biețivă, mic, ticăloș, din ușa crâșmii spune, băi, Ionă, te rătăce și tu, băi. Dar Ion se întoarce, băi, acolo unde stai, că eu am multe nopți dormite. Când eram dat, mă dădea afară că poate încuia crâșma. Nu mi-ai spus odată, băi, băiat, ești tânăr, nu ești însurat, băi, nu-i casa ta, nu-i patul tău, băi, ești rătăcit. Am cum mă vezi cu costum și cămia și albă și cu Biblia în mână, acum m-ați rătăcit? Așa spune faraon. s-au rătăcit evreii, îi închide pustia. Mai auzim expresia asta și nu. Băi, rătăcitule, mai auzim, dar nu ne-a rătăcit. Noi acum ne-am regăsit în Domnul. Slăvit să fie Domnul. Și dacă am spus că spun amin, spun amin. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Am predicat măcar cât am căutat parcat. Doamne, ai milă de adunarea aceasta, ai milă de noi și când se va auzi trombetă, într-o zi se va auzi o trâmbiță. Este o cântare. Când se vor citi numele, să fiți toți. Acolo să fiți. Acolo să fim și noi, cu cei dragi. Doamne, ajută-ne! Amin!